Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În actualitatea noastră avem un nou ministru Daia, o nouă doamnă Viorica Dăncilă și o nouă EBA în persoana aceluiași ministru. Cum domn... îl o cheamă? Da. Îl cheamă Lucian Bode. A, bună dimineața, domnul Lucian Bode. Bode, care a inventat verbul a zdruncineza. A făcut ieri. N-am auzit în viața mea așa ceva. Deci, în loc de a zdruncina, a spus a zdruncineza. Ceea ce este foarte creativ. Știți că limba este în evoluție. Limba e vie, da. Evoluează în permanență. Deci, cred practic... că e una dintre cele mai vii limbi de pe pământ, română. Da. Serios. Nu știu ce să zic. Oricum, EBA ne-a băgat viermele în cap cu aia, cu succesurile. Da, așa a rămas. Pentru că sună atât de bine succesuri, încât... te surprinzi spunând succesuri și după care îți dai probleme. Bă, nu e regulă. Asta în cazul în care te prinzi. Cazul în care nu te prinzi. Da. Însă asta cu zdruncinezarea, uite, hai să ascultăm ce a zis domnul Bode. Pentru mine, ca ministru al afacerilor interne, orice misiune încheiată tragic este o palmă dată sistemului de ordine și siguranță publică care zdruncinează încrederea românilor în această instituție fundamentală în stat, care este poliția română. Da. Bun, sigur, acum, dincolo de tragismul momentului, care, da, este într-adevăr cumplit, ați auzit la știri ce s-a întâmplat, am vrea să-i spunem domnului Bode că nu neapărat incidentele acestea tragice zdruncinezează atât de tare. Zdruncinează. Zdruncinează, zdruncinează, da. Asta încă nu stăpânesc prea bine gramatica, noua gramatică trebuie să studieze. Sunt multe, multe, multe alte incidente zilnice pe care le au cetățenii României de ani și ani de zile cu poliția care au zdruncinezat. Zdruncin. Hai să se conjugăm. Da. Să conjugăm. Să conjugăm împreună, copii. Verbul a zdruncineza. Eu zdruncinez. Zez. Nu. Eu zdruncinez. Eu zdruncinez. Tu zdruncinezi. El, ea zdruncinează. Noi zdruncinezăm. Da, nu zdruncinăm. Nu zdruncinăm, e corect. Zdruncinezăm. Zdruncinăm e vechi. Zdruncinăm e păstin vechi. E perit vechi. E perit vechi. Noi zdruncinezăm. Voi zdruncinezați. Voi zdruncinezați. Ei, ele... zdruncinezează. Zdruncinează. Vezi? Zdruncinează. Subtilitățile limbii române. Nu, da. Astea subtilitățile zdruncinezei. Da. Mamă! Deci, vezi cum e? E complicat. Da. E complicat, mă, nu adaugi oricum. E greu să vorbești prost. Da. M-am făcut de râs. Am greșit de două ori. Am vrea să-l asigurăm pe domnul Bode că ce s-a zdruncinezat se poate și consolideza la loc. Să nu ne îngrijorezăm. Important e să ne păstrezăm încrederea în organ. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.